Bună ziua, dragilor! Sunt doctor Petrache și astăzi răspund la întrebarea cum scad repede glicemia. Pentru consultație virtuală sau plan nutrițional personalizat, trimiteți mail la adresa afișată pe ecran. Vă treziți și aveți glicemia mare. Ce este de făcut? Avem două tipuri majore de diabet. Așadar, dacă suferiți de diabet zaharatip 1 și aveți glicemia mare, vă recomand să vă administrați insulina și să reduceți cantitatea de glucide de la prima masă. În funcție de cât de mare este glicemia, puteți sau nu să săriți complet peste această masă și doar să vă corectați glicemia. Dacă aveți diabet zaharatip 2, săriți peste masa de dimineață și luați-vă medicamentele. De asemenea, hidratarea vă poate salva din această situație neplăcută, mai ales datorită organismului, care încearcă să remedieze problema prin mijloace proprii, și anume, în principal, prin eliminarea glucozei prin urină. Pentru a putea face asta, în mod natural, are nevoie de apă. Așadar, hidratați-vă pentru a ajuta organismul să reducă glicemia, dar și pentru a evita deshidratarea. Tot pentru a ajuta la reducerea glicemiei, faceți sport. Mușchiul consumă glucoza din sânge fără să necesite insulină. Așadar, exercițiul fizic intens vă poate ajuta în reducerea rapidă a glicemiei. Dacă administrarea medicației, lipsa alimentației, hidratarea și sportul nu vă ajută să reduceți glicemia, atunci este momentul să vă contactați medicul sau să sunați la salvare. Atenție! Hiperglicemia marcată vă poate provoca probleme greu de remediat dacă nu o rezolvați de îndată ce o observați. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să dați like tutorialului și să vă abonați la canalul meu pentru cele mai noi informații. Sunt doctor Petrache și până data viitoare, aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.